Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi, doamnelor și domnilor, o să vă prezint cum se face un videoclip pe YouTube. În primul rând, dacă vreți să filmați un videoclip pentru YouTube, aveți nevoie de o cameră, de un microfon și de un PC pe care să vă editați videoclipurile. Mă rog, le puteți edita și de pe telefon, însă pe telefon e mult, mult mai complicat și nu e la fel de simplu ca și pe PC, și plus că pe PC sau pe desktop sau pe laptop pot să editez mult, mult mai ușor și mult mai profesional. Eu am un GoPro Hero 7, o să vi-l arăt chiar acum. Singura metodă ca să vi-l arăt este să-l filmez cu telefonul și mai apoi la montaj să fac, să pun filmarea cu telefonul, că altă modalitate n-am. Aceasta este camera mea, acesta este GoPro-ul și aici avem o lumină care este de fapt o veoză. Asta e GoPro care filmează și am un mic trepied de aici la el. De asemenea, PC-ul, știți? Este acesta. Știți PC-ul? Și ca să vedeți și în spatele PC-ului, o să vă arăt chiar acum. Cam asta este în spatele PC-ului, după cum puteți vedea și în imagini. Da, multe fire, multe căblăraie. Da, mai am și multe chestii pe birou. Mă rog, momentan nu prea am făcut ordine înainte să filmez acest clip, dar am zis, hai, lasă, fie merge, treacă, meargă, hai să-l filmăm, pentru că acum este momentul, pentru că am puțin timp liber, și am zis, hai să-l filmăm. Cam asta e aparatura cu care eu filmez. Am un GoPro Hero 7 Black Edition, am un microfon de la Trust GXT cu braț, cu pop filter, mai am aici chestia asta. Însă cu chestia asta mă uit cam nu la fel de bine din ce am văzut. Dacă mă uit acum în OBS să văd cam cum am auzit, cred că mă uit cam exact la fel, dacă stau bine să mă gândesc. Însă fără chestia asta parcă mă uit ceva mai tare și mai clar, nu știu, așa mi se pare mie. De asemenea, am nevoie de un program de editat și eu folosesc Filmora pentru a-mi edita videoclipurile. Acesta este programul pe care îl folosesc, se numește Wondershare Filmora, dacă căutați pe internet o să-l găsiți. Aici editez videoclipurile, pun audio, pun muzică, pun efecte, video peste, dau cut-uri. Este un program destul de simplu, nu este foarte, foarte greu de folosit. Eu aici am foarte multe cut-uri pentru că vorbesc mult și tai foarte mult din ceea ce vorbesc și nu sunt la acel nivel ca să vorbesc mult și cursiv și să am o dicție foarte bună și să fie un videoclip cap-coadă în care să am doar dau câteva cut-uri în care, nu știu, tușesc sau mă opresc sau respir sau, nu știu, pur și simplu nu mai am, nu știu ce să mai zic. Da, încă sunt la început și încă editez mai mult decât filmez și mi-am mai mult timp să editez decât să filmez. În mod normal, un YouTuber profesional filmează mai mult și editează mai puțin, însă momentan eu sunt încă la început și încă trebuie să învăț foarte multe lucruri și am foarte multe lucruri de învățat și în continuare învăț și studiez. Și ca și configurație la PC o aveți și în descriere, însă dacă sunteți curioși, am un Ryzen 7 5800X cu o placă video RTX 3070 de 8 GB VRAM, am un SSD de 500 de giga pe M2 și un hard disk de 2 tera de la Adata, mi se pare, nu mai știu exact sigur, 16 giga de RAM, DDR4 la 3200 de MHz, mi se pare, nu mai știu exact sigur, și o sursă de 750 de watts cu certificare Gold Plus. Placă de bază B550 de la Gigabyte, dacă nu mă înșel. Am 3 ventilatoare în față, unul în spate, 2 de la water cooling pentru procesor, 3 ventilatoare la placă video, unul la sursă și în total cred că, dacă stau să mă gândesc, sunt 10 ventilatoare. Însă vreau să fac un mic upgrade la RAM, să-mi pun 32 GB de RAM și să trec de la Filmora la Adobe Premiere. De asemenea, ca să filmezi un videoclip îți mai trebuie foarte mult timp. Timp ca să îți fixezi camera, ca să-ți pui lumina, să îți faci setele la microfon, să nu vorbești așa, nici să nu vorbești de aici, să-ți faci un mic fundal. La mine în spate se văd acolo cărțile, mai multe chestii pe etajere, patul l-am făcut special și l-am aranjat special pentru un video, perna aia nu prea stau acolo ochii, dar e în regulă. Da, sunt câteva chestii pe care trebuie să le iei în calcul atunci când faci un video și nu e chiar de simplu, doar pui camera și dai drumul la filmare și începi și vorbești și apoi copiezi filmarea în calculator și o postezi. Nu e chiar atât de simplu, e puțin muncă în spate și dacă nu faci chestia asta de drag, nu o să poți să faci mereu și la un moment dat o să zici, nu mai place, o să mă las, gata, nu mai vreau să fac. Uite, acum, spre exemplu, m-am dat un pic pe spate și m-am
m-am așezat într-o poziție mai dreaptă și eu trebuie să-mi fixez microfonul mai aproape. Pentru că dacă nu ții microfonul aproape, sunetul este de proastă calitate sau dacă nu este de proastă calitate, se aude execrabil. Sau dacă nu se aude execrabil, mă aud foarte încet sau nu mă aud suficient de clar. Și de asemenea, și ăsta este un aspect care contează, să te auzi bine, nu doar să se vadă imaginea. Într-adevăr, voi vedeți imagine 4K60 de FPS-uri, iar în realitate nu este 4K60 de FPS-uri, este 2.7K30 de FPS-uri pentru a avea condiții de filmare și lumină bună. Eu ulterior randez în 4K60 de FPS-uri, decât să se audă în ecou de la, cu microfoanele de la GoPro, mai bine cu acest microfon. E mult mai... Se aude mult mai bine, am făcut multe teste și se aude de cel puțin 3-4 ori mai bine. Dacă nu aveți sau nu vreți să vă cumpărați un GoPro sau un microfon, puteți foarte ușor să vă filmați chiar și cu bloopers. Mi-a căzut boxa. Jesus. Mamă, ce-o duduit. Extraordinar. Mamă, ce mi-a stat din loc. Așadar, dacă nu vreți să vă cumpărați un microfon și un GoPro, puteți foarte ușor să vă filmați cu telefonul și să la fel sunetul de la noile telefoane și chiar și calitatea video este super, super ok și super decentă, mai ales la iPhone. Dacă vrei să te apuci de YouTube, poți să te apuci foarte, foarte simplu și foarte ușor să te filmezi cu telefonul, doar că nu poți să te filmezi tot timpul așa. O să, nu știu, dacă vrei să faci alte chestii, nu știu, să vorbești sau să prezinți anumite chestii, o să ai nevoie de un suport și pentru un suport îți trebuie să pui telefonul undeva. Nu știu, poți să te ajuți de o cană. De o cană de genul ăsta poți să te ajuți. Sunt foarte multe alternative. Eu la început mă filmam cu telefonul, făceam vlogurile doar cu telefonul și le postam direct de pe telefon și era jale. Nici măcar nu erau editate videoclipurile, pur și simplu dădeam drumul la rec și aveam butonul ăla de pauză la video și aia era toată pauza sau, mă rog, chestia din videoclip și dacă nu mi-eșa, mai trageam o dată. Dar acum am ajuns la nivel și am zis, nu frate, nu se poate așa ceva, ori fac YouTube ca lumea, ori mă las. Și am ajuns să fac YouTube ceva mai profi, mai profesional, ca totul să fie mult mai de calitate, nu cantitate, că până la urmă asta ne dorim. Dorim un content din care să învățăm chestii, nu să doar să ne uităm, să râdem și aia, că până la urmă YouTube-ul, mă rog, YouTube-ul promovează mult contentul hilar și divertismentul și comedia, nu prea promovează el tutorialele și videoclipurile din care înveți chestii. Într-adevăr, dacă ai un videoclip din care înveți chestii și devine popular, per mie de vizualizări vei face mult mai mulți bani decât un videoclip cu conținut gol în care sunt doi oameni care, nu știu, dezbrăcați și se filmează în timp ce cântă, nu știu, ceva manea sau habar n-am. Dacă tot am ajuns la capitolul ăsta de bani și cine a stat până la finalul acestui videoclip, o să vă spun, pentru că n-am de ce să mă ascund, pentru că nu e o sumă extraordinar de mare. Dacă mergem la date statistice ale canalului, observăm că în ultima lună am 12.000 de vizionări, 45 de abonați și un venit estimat de 28.96 de lei. Și dacă dau pe întreaga perioadă, în total, am făcut din 138.000 de vizualizări, 99 de lei, 1.200 de abonați și 7.600 de ore de vizionare. Cam așa stau cifrele la mine, o sumă extraordinar de mare pentru câți bani am investit în canalul ăsta YouTube. GoPro a fost 1.100 de lei, microfonul vreo 400, calculatorul aproape 2.000 de euro cu boxe și cu UPS plus monitor plus mouse plus tastatură plus brațe, baterii, carduri și așa mai departe. Mă apropii lejer de 3.000 de euro și venit fiind de 100 de lei... Da, înțelegeți voi. Însă nu fac chestia asta pentru bani, eu fac chestia asta din propria mea plăcere, pentru că mi-e place să fac chestia asta și este un lucru pe care mie îmi face plăcere să-l fac și nu-l fac doar de dragul de a face bani, pentru că nu faci nu știu ce bani. Poate pe viitor o să crească sumele, însă momentan am un, dacă dau pe ultimele 28 de zile, am un RPM de 2.48 de RON, adică din 1000 de vizualizări eu practic fac 2,48 lei și în ultimele 90 de zile de când am apucat am o medie de 2,20, deci eu zic că e ok. Aceste cifre le puteți găsi chiar și pe Social Blade dacă intrați aici și scrieți Vremi.
O să vă dea canalul meu de YouTube și ce zice aici, ci că fac între 4 și 57 de dolari pe lună, ceea ce, da, să zicem că se apropie de adevăr. Cifra asta de 4 dolari se apropie puțin de adevăr. Dacă o mulțim cu 4,40, da, e pe acolo, se apropie de adevăr. Cam asta este cu YouTube-ul și cam așa se face un clip pe YouTube. Nu știu, văd, poate fac și partea a doua dacă vă place și dacă văd, nu știu, dacă strângem la episodul ăsta, să zic, 50 de like-uri. La 50 de like-uri o să pun și partea a doua în care o să vă arăt cum se folosește Filmora și cum editez eu și practic cum îmi sortez filmările și tot procesul de editare și cum editez practic eu un videoclip. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să vă apăsați și voi butonul ăla de like, să vă abonați dacă vreți să vedeți și alte videoclipuri, să-mi scrieți în comentarii dacă aveți sugestii sau, nu știu, vreți să fac și alte videoclipuri sau ce fel de videoclipuri vreți să mai fac în legătură cu pe ce subiecte. Eu am fost Emi și noi, desigur, sper să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!